Final de campanie electorală, bilanț public la ALDE Olt. Deși este un partid nou ai cărui lideri și membrii s-au confruntat cu probleme organizatorice, notorietatea și popularitatea liderului național, precum și experiența celor din teritoriu, și-au spus cuvântul. M-a bucurat foarte mult faptul că noi niciodată, măcar chiar dacă suntem liberali și doctrină liberală, am avut o trecere mai greu la oamenii peste 55 de ani. Acum se întâmplă un lucru care nu-mi vine să cred. Suntem abordați, tot datorită domnului Călin Popescu-Tăriceanu, de foarte mulți oameni pensionari în special și toți care au avut încredere și știu ce a reprezentat Tăriceanu ca și prim-ministru al României. Președintele Organizației Județene, senatorul Mihai Niță, a criticat actualul guvern, pe care îl consideră vinovat, printre altele, de situația critică a irigațiilor. Am punctat de fiecare dată că vom susține aplicarea legii 269, legea irigațiilor, lege care trebuia să fie aplicată din 2016 pentru aplicarea legii în octombrie 2015, s-a aprobat de către Parlament o sumă de 145 de milioane de euro care trebuiau cheltuiți în 2016 pentru începerea lucrărilor de irigații. Nu s-a realizat de către guvernul funcție care a ajuns așa cum a ajuns în urmă cu un an de zile să guverneze țara. Nu au reușit, probabil din lipsă de profesionalism, din teamă, frică, nepricepere. Liderii ALDE Olt sunt convinși că scorul pe care îl vor obține pe 11 decembrie va fi mai bun decât la locale, când votul politic pentru Consiliul Județean a fost de peste 10%.